și când ați, a remarcat cineva la dumneavoastră talentul pentru arta teatrală? Draga mea, de copilărit am copilărit în Vrancea. Eu sunt din Odobești. Și asta cu teatru chiar de mititel. Pentru că mama n-a avut servicii. A stat acasă și a crescut cei doi băieți pe care îi avea. Și deși era o femeie simplă cu 7 clase, ne scria poezii ca să le spunem la serbare, la nu știu ce. Și am început așa și primul meu contact cu lumea asta a fost de fapt cu radio. Pe vremea aia era în Vrancea acolo, cum era atunci, cu județe, raionul Focșani, regiunea Galați, era un post de radio local pentru satele din zonă, care era la Jariștea, la 3 km de târgul meu. Eu citeam foarte frumos de mic. Și eram în clasa a doua și citeam și m-au luat la acel post de radiodifuzoare, erau, mă rog, așa, și în fiecare săptămână aveam o dată când citeam câte o poveste. Și n-aveați emoții? N-aveam nicio emoție, eram în clasa a doua. Ei, asta a fost prima. După aceea am făcut, cum se făcea, teatru școlar. Aveam o profesoară de așa, care îi plăcea ea, așa, cât se pricepea ea, și pe în clasa a zecea, încă nu apăruse minunea de cântare a României, dar erau tot felul de festivaluri din astea de teatru și a venit un actor de aici, de la Galați, acolo la noi, la Casa de Cultură a Târgului, un actor care chiar are o cabină în teatru care poartă numele acum, Dorel Bantaș se numea, și a montat o piesă, nu mai știu ce, și rolul principal de un băiețel, o chestie cu țărani, cu colectivizare, cu nu știu ce, am jucat eu. Și mi-a trecut, am în liceu, n-ați luat în serios? Nu, unde am fost îndrumat spre litere, și am terminat filologie. Și când am intrat la facultate, hai să mă duc pe la Casa Studenților. Și facultatea unde ați făcut? Aici, în Galați. La Galați? Da, la Casa Studenților, și acolo eram cer de teatru. Erau multe cercuri, atunci chiar se făcea, chiar și acum se mai face, dar atunci era altfel, cu instructori plătiți, cu... Și am intrat în ăla de clubul ăsta, cercul de teatru, și am avut și mare succes. La Festivalul Artei Studențești din 70, am participat cu un spectacol care fusese interzis, și autorul și titlul, Striptease de Mrojek. Mrojek, un autor polonez care de-abia o întinsese din Polonia, și îl monta Beligan la Teatrul Național, acest spectacol care a fost interzis, nu s-a mai montat. Și ne-am dus noi niște studenți de la Galați cu acest spectacol la festival, la Brașov se ținea, și am câștigat premiul 2. De ce? Că le-a fost frică să ne dea premiul 1. Pentru că era așa, da? Chiar... Era decadentă sau... Nu, era, nu decadentă, era de mine. Total, și pusă regizorul care o montase, aici la noi la studenți, era un, nu știu dacă ai auzit, tu ești tânăr, Eugen Popescu Cosmin, actor cunoscut. Da, parcă mi-a cunoscut numele. Așa, el a montat atunci și ăsta era anti-comuniante, tot ce vrei, și ne insuflase și noi această chestie, dar uite că era atunci șef la cultură, era Răcaru, dacă îl știi, care e profesor la universitate. Și ăsta era foarte destupat la minte și ne-a dat, că erau comisii ideologice și la studenți, îți dai seama. Dar era atunci, mai în perioada erau și aia, oameni... ce se întâmplă? Okay. În perioada aia, teatrul studențesc era, încă mai putea să spună. Încă nu fusese, era în 70, nu veniseră tezele de la Mangalia, nu știu dacă îți spune ceva ție, în 71, când Ceaușescu fusese în China și când a venit, a băgat cenzura pe tot ce înseamnă cultură, rău de tot. E, dar studenții încă mai puteau să spună și atunci... am luat premiul 2 spectacolul, iar eu și colegul meu, care erau numai două personaje, am luat premiile de interpretare amândoi. Deci asta a fost, și am făcut teatru studențesc, am terminat facultatea, m-am dus în învățământ
un an de zile în fundul muntelui, tot în Vrancea. Așa, n-aveam nicio chemare, dar mi-am făcut treaba, adică eram foarte conștiincios, pentru că în satul unde am fost eu nu era colectivizat. Și... Dar cum de nu era? Păi cum nu, că astea de munte, am fost la Năruja. Și... ăștia, nu știu ce, dădeau copiii la școală, dar numai iarna. Ei mergeau cu oile până la sfârșitul octombrie, primăvara, și mă duceam și făceam ore cu ei pe unde pășteau ei oile. Ora mea de română și franceză. Și am stat un an de zile, după care prietenul meu ăsta, ți-am spus eu, Gen Popescu Cosmin, care făcuse în teatru studențesc, mi-a botezat și băiatul. Atunci, și zice, mă, este un post la Galați, la Teatru de Păpuși. Nu fusesem niciodată la Teatru de Păpuși. Băi, zic, dar cum e? Mă, zice, tot teatru e. Zice, hai să mă pregătesc, că eram foarte conștiincios. Mă duc așa, iurea, sigur. Da. Și m-am pregătit ca și... Câte ani aveați atunci, despre ce vârstă vorbim? 22. Și zic, prima mea căsătorie a fost foarte devreme. De aia... spun că eram, mi-a botezat băiatul. Și și m-am pregătit foarte bine, am venit și am dat concursul, am intrat cu brio. Bine, am vrut să mă duc și în timpul facultății să mă duc să dau la teatru, că chiar mă îndemnau mai mulți. Dar ce se întâmpla atunci, dacă îți scoteai actele și te duceai, s-a terminat. Și mie mi-era frică, dacă nu intru, mă lua în armată. Mi-era o frică de armată, ceva de extraordinar. Frică tare! Ei, și am intrat la Teatru de Păpuși, unde am stat aici la Galați până în 95. Și din 95 m-am mutat la Teatru din Brăila. Cum au fost anii ăștia la Teatru de Păpuși? Mai foarte frumos. Vă mulțumeau așa? Extraordinar. Măi, ce se întâmplă? Eu am avut, și nu vreau să mă laud, dar e o chestie de viață. Am avut succes de la început în Teatru de Păpuși. În tot ce am făcut în materie de teatru am avut succes. Pentru că la câțiva ani de zile de când am intrat în 71, la câțiva ani, după 8 ani, 9 ani, am fost la un festival internațional la Zagreb și am luat marele premiu, eu, de interpretare. Adică nu numai spectacolul a luat premiu, atunci a fost cel mai mare succes al Teatrului de Păpuși din Galați, din toate timpurile. Indiferent ce se spune cu festivalurile care au fost acum, așa, ăla a fost, s-a luat premiu pentru cel mai bun spectacol, pentru scenografie și 3 premii de interpretare, 1, 2 și 3, eu l-am luat pe la mare. Și erau pe vremea aia, îți dai seama, în România ce e, zădeau o diplomă. Acolo era pe bani grei, nu pe... Un festival din ăsta internațional. Serios? Cu 14 țări participante. Deci și într-o limbă, și nu românește, ci în Esperanto. Oh, pe vremea aceea de a apăruse această la noi, era, limbă... Era susținută de Tito, era o chestie. Da. Și deci am avut acest succes. După aia am mai luat premii și pe la vreo 2 festivaluri pe țară pe aici. Și am plecat la Brăila, unde am dat o groază de examene, de nu știu ce, și m-am angajat regizor acolo. Regizor ați artistic. Vrut așa să treceți într-o altă etapă, nu? Da. Adică a fost programată pentru mine. Bine, am mai făcut regie, cum era Cântarea României, pentru la trupe de amator, la nu știu ce. Directorul care era m-a lăsat să montez și în teatru și am început așa, cu încetul, până când am zis eu, domnule, zic, acum e momentul să încerc și altceva. Și vreau să spun că am avut succes și ca regizor. Așa, și cele mai bune spectacole le-am făcut nu la Brăila, că am montat și la Galați și la cel puțin 7-8 teatre din țară, dar cele mai bune spectacole le-am făcut la Teatru din Oradea. Aveam și o trupă foarte bună, erau toți școliți, adică cu facultatea de teatru și tineri. Și foarte buni, toți muzicali, dansatori. Și acolo chiar am făcut și cu Morile de Vânt ale lui Don Quixote, o piesă scrisă de nevastă mea. O să spun și despre asta. Morile de Vânt ale lui Sancho Panza. Uh-huh. Personajul principal era Sancho Panza, acolo care, mă rog, așa. Și acolo a fost selecționat la
festivalul de la Țăndărică, care nu primea decât 3 spectacole din țară, din România, restul erau de afară. Trimiteai caseta, e așa, și nici nu dădeai spectacolul, pe baza asta. Și deci am avut succes și ca regizor. Dar cel mai mare succes am avut că, dom'le, am avut și echipă. Piesele, în general, pe care le-am montat, mi le-a scris nevastă mea sau fiică mea Ludmila. Și asta a fost. Și am avut întotdeauna echipă bună. Ce v-a plăcut să jucați ca actor? Ați avut așa niște roluri care vă, nu știu, vă veneau mănușă? Da. Comicul, tragicul, ce v-a avantajat? Când am intrat eu în teatru de păpuși așa, erau niște în vârstă și niște chiar foarte buni actori. Majoritatea proveneau din teatre dramatice, dar neavând școală, sau având și alte păcate, că unul era bețiv, că nu știu ce, așa, au nimerit la teatru de păpuși din Galați. Mai erau și în alte teatre situația asta. Și domnule, ei de când m-au văzut, mi-au zis, zice, domnul artist, că așa ne spuneam noi între noi, domnul artist, bine, glumind, da, domnul artist, tragicomic, adică puteam să joc. Și acum ce se întâmplă în teatru de păpuși, cum era atunci? Rolurile erau destul de tragice, da. No, și erau destul de schematice, că am apucat și perioada în care jucam piese rusești, sovietice. Așa că trebuia să le faci, după aia s-a mai... Așa, și am jucat, îți dai seama, am jucat o grămadă de fezi frumoși, ceea ce este cel mai rău pentru un actor să joace rolul de văd frumos. Păi, dar sunt toate la fel. Aia, n-aveai ce să faci. Trebuie doar să fii frumos. Premiul la un festival la Constanța, nu știu unde, am luat jucând o vrăjitoare. Jucând vrăjitoarea rea din... Mai ofertante, nu? Personajele negative. Sigur, nu? Și am jucat vrăjitoarea rea din asta, Dorothy, din vrăjitorul din Oz. Și cu ăla am luat premiul. În schimb, cum ți-am spus, la Zagreb, la festivalul ăla, am luat cu Sânziana și Pepelea. Care, într-adevăr, a fost un spectacol cu totul și cu totul deosebit. Reluarea care au făcut-o după aceea la Galați, cu același scenograf, cu același regizor, cu aceeași... Mă rog, au schimbat actorii. Dar ăla a fost, într-adevăr, nu spun că am fost eu sau asta, dar a fost primul spectacol lui Cristian Pepino, care e considerat la ora actuală vârful a fost, cu ăla s-a lansat. A fost primul lui spectacol mare și recunoscut, că el fusese un regizor mediocru la Bacău de teatru dramatic. N-a avut niciun succes. S-a mutat la Constanța, la teatru, n-a avut niciun succes. Până momentul când în care a intrat la păpuși, de acolo și-a dat drumul. Și a avut și norocul de a avea ca scenograf pe unul dintre cei mai mari scenografi care a avut România de teatru de păpuși, Mircea Nicolau. Dom'le, erau doi pe vremea aia, în anii 70. Mircea Nicolau de la Galați și Eustațiu Gregorian la Craiova. Ăștia rupe, ăștia dădeau tonul în tot ce înseamnă scenografie și într-un an lua unul premiu, într-un an lua altul. Și tot așa a ținut vreo 10 ani. Mircea Nicolau, până la urmă, a plecat din țară înainte de 89, nu mai știu, prin 87, parcă. Și după aia ne-am întâlnit, a venit în România, ne-am întâlnit cu el și în Germania, când am fost cu teatru. Și zic asta, ca personaje, le jucai, că aveam o vorbă, că ne dă, că ne joc, așa era, da. Na, mai ales în teatru de păpuși. După aia, când s-au schimbat și modalitățile de prezentare a spectacolului și în teatru de păpuși, s-au început combinațiile între actori păpuși, după aceea numai actori, numai nu știu ce, și sigur că s-a întâmplat, na. Iar eu am regizat, când am ca regizor, am vreo, cred că vreo 51 sau 52, nu mai știu, în care am încercat absolut toate modalitățile de expresie, inclusiv numai de pantomimă, inclusiv numai de păpuși, numai de nu știu ce, așa de toate. Chiar concursul de regizor l-am dat cu un spectacol care nu era pentru copii, era pentru adulți, i-am spus telenovelă banală sau bani de buzunar, în care nu erau vorbe. Erau numai făcut pe asta, pe cabinet negru, da. Așa,
cu bile, cu niște chestii din astea și în care am făcut și scenariu, și muzică, și scenografie, tot că, bă, zic, dacă tot o fi să intru să fiu regizor, măcar să am satisfacția că le-am făcut pe toate. Da, și spun, am montat după aceea multe, multe teatre și chiar acum am... Acum am un contract, pe 20 aprilie mă duc să montez la Baia Mare, după care, după 1 mai, să montez la Brăila, un spectacol. Și am montat și la amator, și la particular, și la de toate. Și am și jucat. Ei, însă, marea mea plăcere a fost să joc. Eu da, când... Rămâne... Exact, da, după ce am ieșit la pensie de la Brăila de regizor, era doar să joc. Eu jucasem vreo 3-4 ani, făcusem un spectacol cu Alexandru Jula pentru copii. Sandu Jula avea în repertoriul lui 12 cântece pentru copii. Pentru copii de grădiniță. Compuse da, special. Mi-aduc aminte spectacolul. A fost acum... Băi nu, că l-am jucat în toată țara. Nici nu știu. Dar prima dată... Mă, nu știu. Nu știu, 10 ani? Dacă are? Acum 10 ani? Sau chiar cam așa. Face, poate da, 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 cam așa, vreo 7-8 da, da, ani. Da, da, păi da, da, cu trupa cu care lucrez acum, Teatrul Independent... Știu că și pentru Jula a fost o chestie... Păi era o chestie, ne-am întâlnit, noi așa ne-am întâlnit în piață și zice, mă, ce faci? Eu montam atunci un spectacol la Teatrul Muzical, că am montat și la Muzical și la Teatrul Dramatic din Galați. De la asta, de la Teatrul Dramatic, s-a tras primul infarctul, nevastă mea. Că în ziua premierei, ea scrisese textul, eu regia. Și atunci a făcut infarctul, primul. De emoție? Emoții? Nu, de boală, că boala e... Dar îți dai seama că emoția a fost care a... S-a suprapus emoția și da, stresul. Și mă, spune, m-am întâlnit cu Jul, ce faci, mă? Zic, mă, uite, montez la ăștia la Muzical. Zic, am niște probleme cu vedetele de acolo, că hai de mine că a venit unul să ne facă nu știu ce. Deși mă înțelegeam cu directorul, cu ăștia care m-a adusese acolo. Da, îți dai, cum sunt artiști, cum, hai, da, menișină, așa. Dar. Băi, zice, hai să facem noi amândoi un spectacol. Păi zice, ce spectacol să fac eu cu tine? Cu soția prietenului meu? Da. Zice, nu mă, zice, uite, am așa 12 cântece ai avea și... Băi, zic, hai să vedem, hai să ne gândim, să asta... Și l-am făcut cu el invitat la Teatrul din Brăila, unde eram angajat regizor. Și l-am făcut acolo pentru teatru. A jucat sau nu știu ce, el avea mai multe cântece, mai hai să avea succes, hai să revenim. Că era bunicuțul la concert, da, așa. Da, 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 ceva cu bunicuțul. Da, și după aia hai să vedem, bunicuțul se întoarce, bunicuțul la circ, bunicuțul nu știu mai ce, pentru că în funcție de cântecele lui. Și după aia când n-am mai fost în teatru, zic, hai să facem noi amândoi. Și am plecat cu un tehnician, el și cu mine, și am plecat în toată țara, toată țara am bătut-o. Așa că... Îți dai seama că nu era pentru câștigă, ce dădeam pe mere, luam pe mere, da, dădeam pe pere, da. Că, na, așa. Dar am colaborat vreo 3-4 ani și după aceea m-au solicitat Teatrul Muzical 7, plecase unul din cineva din trupă de acolo și eu spun că am de acum 5 ani. În aprilie fac 5 ani. O să ajungem și la teatrul ăsta privat, că e o idee da, foarte, da, teatrul ăsta, da, independent. Și, da, este da, extraordinar da, în privința foarte. Asta și are chiar mult idee... la ea. Ideea n-a pornit de la ea. Ideea a pornit de la fostul director de la ei din teatru, Melinte, Florin da, Melinte. Da, da. De la el a pornit și au făcut-o nu știu ce și în momentul în care n-a mai fost Melinte, nu știu, sau... Așa și s-au așezat lucrurile. S-au așezat și lucrurile au continuat aceste idei. Băi, da, s-a ajuns, s-a, sigur că da. Păi da, tot datorită lui Izabela s-a făcut un festival al teatrelor pentru copii, copii. Independent. A fost da. Prima ediție anul trecut. Da, da, prin, nu mai știu când, în noiembrie, octombrie, cam da, așa da, da. Ceva, da. Deci, băi, e ok, și au venit trupe, este. Sunt în țară, eu cunosc, sunt foarte multe, din păcate prea multe, că... scad calitatea, nu sunt da, da, așa, da. Nu sunt cum e trupa asta Teatrul Muzical 7 sunt mai puține. Ăsta noi avem și noi ai exact ca un teatru profesionist, așa, cu decor, costume, cu tot așa și e o idee foarte bună. Și ea scrie și textele? Scrie, da, le scrie textele și face niște adaptări și de toate, cu muzică cu soțul ei și ce se întâmplă? Au chestie deșteaptă. Aici, jos pălăria pentru ea, lua legătura cu inspectoratele școlare și cu așa. Dom'le, ce se cere în școli? Da. Copiii nu citesc. Să rar. Da. Rar. Că, așa. Ei, dacă nu citesc, eu trebuie să care că e de la bacalaureat, că e de la treaptă, la cum o mai fie. Capacitate. Acum, da. Au
nevoie. Și atunci noi le adaptăm, le facem pentru ei și nu mai citesc și văd. Vreau să spun că am jucat în București cu pentru elevi de clasa a 12-a Harap Alb. Veneau, măi, era sala de la cinematograful Patria, 1100 de locuri, era plină. De ce? Când le dădea basmul cult, le dădea la bacalaureat. Și veneau toți și bă, acum stăteau, le plăcea, nu, veneau, asta e, da. Și zic că în privința asta e o idee, a fost o idee extraordinară. Acum mai întreabă-mă și tu. Viața de actor, să zicem, da, în prima fază, sau viața de artist impune niște restricții, o anumită conduită de viață. Știu că vorbeam cu un solist acum ieșit la pensie, domnul Marcovici de la Teatrul Muzical, care se vopsea la păși, da, of, când am zis la pensie, da, am să-mi las și eu părul. Ne vopsim pentru că joc rolul principal de... Și trebuie, nu, da, da, respect, nu trebuie să mă îngrași, ținea un, da, fel de regim, da, da, alimentar, da, ca să nu se îngrașe. Ăștia sunt cei mai... Și trebuia să-și vopsească părul, albise omul la un moment dat, da, ca să fie... Eu nu sunt de acord tenor cu chestia asta. La Teatrul Muzical e altceva. Da, și vocea îi rămâne, dar el se mai schimbă și îl pui să joace june. Dacă vocea de tenor, e greu să joci altceva decât tenorul este atunci, pentru voce, te limitează. Da, și vezi, mă, el arată de... omul are atâta și cântă, asta este. Și atunci, sigur că și impun niște restricții. În general, eu nu mi-am impus niciun fel de restricții. Când a fost de bun că am muncit, că... A fost că am repetat și erau pe vremea mea, se făceau repetiții de noapte, când stăteai și repetai toată noaptea, că trebuia să scoți în spectacolul nu știu când și tot așa. Și, dar n-am ținut nici regim, acum țin regim. Acum, forțat de buletin sau de analize, nu? De analize, da, așa țin. Așa, ci că ne mai uităm la CNP și vedem, da, acum, așa, data nașterii acolo. Sigur, și atunci mai țin un pic de regim, mai asta, dar... Bine, v-a ajutat natura, n-ați fost gras, ați fost subțire? Ei, nu, chiar că, uite, în ultima perioadă, acum până acum vreo 3-4 ani, aveam și eu 80 de kilograme, eram destul de rotunjor, așa, dar... Bă, asta e! Scena totuși îți impune mișcarea asta scenică, categoric, îți impune... Da, dar eu ce se întâmplă, 12 ani n-am mai jucat, am făcut numai regie, bă, de mine, când am trecut iar să fac actorie, zic, ia stai mă, că mai găfăiam, mai nu știu ce... Nu, nici mai greu! Și în spectacolele astea pentru copii cu trupa asta, jucăm și 3 spectacole pe zi și 4 și atunci trebuie să ai cât de cât condiție fizică. Sigur, efortul e mare. E mai greu să joci pentru copii decât pentru adulți? Da. Se spune că copiii, tocmai pentru că sunt nedisimulați. Exact. Dacă nu-i place, îți doare în cot. Și că chiar și... El n-are respect pentru adultul când vine. Băi, chiar nu-i place, dar sunt într-o sală de spectacol. Da, e civilizat. Mă rog. Dar copilului, dacă nu-i place, să foiește, să duce la baie, să nu știu ce, începe să vorbească, să asta. Și atunci, sigur că e mai greu, trebuie să-l atragi. Și la atragi, nu poți să-l atragi cu tirade, cu chestii, cu spectacole pentru ei, muzicale, cu dans, cu nu știu ce, cu intrigă, cu comedie, cu asta. Sigur că sunt și spectacole, avem chiar în trupa asta, avem Popa Tanda. Băi, ăla nu este comedie. Sigur că noi am băgat și personaj comic în el și niște astea, dar e un popă care, nu știu dacă mă spune ceva, da, așa, care prin exemplu personal îi face pe țăranii din satul ăla să, care erau leneși și astea. Băi, e un pic de dramă acolo. Da, atunci da, trebuie să-i faci atractiv. Dar chiar am avut surpriza că cel care joacă rolul Popei, dar are un moment din ăsta de izbucnire, așa, m-a avut surpriza să ia aplauze, adică de la ăștia, bine, nu copii mici, că... Nu mici, da, nu mici, da, de liceu sau de asta, de gimnaziu, mă, 7-a, 8-a. Dar, în general, este mai greu și eu cunosc mulți actori, că dai seama și toată asta din galasă, aia, bătrânii și tot, așa, tot îmi spuneau, bă, mare curaj ai avut că te-ai băgat la astea pentru copii. Am jucat într-un spectacol la Teatru Dramatic. M-a adus în spectacol Lupu, Dumnezeu să-l ierte, regizorul, care era și director atunci. M-a văzut într-un spectacol la Teatru de Păpuși și mă, nu vrei să vii la mine? Să joci în spectacol nu știu care?
mă rog, într-o dramă din asta foarte puternică și mie nu mi-a fost greu. Nu mi-a fost absolut deloc greu când spuneau băieții, colegii din ăsta, mă, zice, e mult mai greu la tine la păpuși, nu? Zic la copii, da, mă, mai greu, aici suntem cu oameni, cu adulți, cu asta, e altceva, mi-este mai ușor, ce să vede că ți-e mai ușor. Și chiar am jucat cu succes și cu invidie din partea unora. Mă rog, cum ați reușit? Se spune că chiar o prietenă care e muziciană, e solistă, pianistă, concertistă, spunea că vorba asta cu loc sub soare pentru toată lumea nu e valabilă în artă. Scena e mică. Și pentru că este mică, da, apar niște orgolii e foarte greu să legi prietenii în lumea artei, sunt destul de rare. Chiar. Pentru că sunt foarte... Dar oricum intervine invidia. Măi, ăla a luat aplauze astăzi și eu n-am luat. Sau nu știu ce, dar... În privința asta am văzut de curând un documentar despre Balșoi Teatru. Da, da. Ăla, vitriolul i-a aruncat... Da, Babilon, nu știu cum i-a spus. Da, da, da. Așa și... Ce orgolii era. Sigur că... Să știi că nu se ajunge chiar la asta, la noi în teatru, chiar în teatru pentru copii, în teatru mare. Sau cuie în... Da, în alea, în demicoantele lor. Da, da. Da, mă rog, deci costum, sigur, da, că alea, acolo a fost o chestie extremă, dar și la noi sunt, uite de mine, sunt cazuri și la teatru de păpuși, că de ce eu vreau să joc prințesa sau vreau să joc aia sau nu știu ce. Eu vreau să joc asta, mai mult. Bine, mai mult acum se joacă mult, că asta e, da? Din păcate, cam teatrele de păpuși din toată țara trec printr-o criză foarte, foarte mare. Criză de... nu prea mai sunt. Adică actori sunt, că e chiar o inflație de facultăți din astea de teatru. Numai că nu le dă voie să-i angajeze, n-au voie să-i angajeze și atunci, bine, cu contract... limitat. Da, da, da. Salariile sunt foarte mici, sunt mizerabile, sunt măcar, dar da, ăștia s-au, că au zis că da, măresc cu 50% salariile la actori. Da, Dumnezeu, că au niște salarii foarte mizerabile, mici. Da. Au zis că erau sub 10 milioane, 7 milioane, 1 milioane, ceva. Minim pe economie. Și eu am avut salariul mic. Am avut salariul foarte mic, era întotdeauna am fost sub media aia, cum se zice, salariul mediu. Mediu pe economie. Întotdeauna l-am avut, abia în momentul în care, trebuie să recunosc, când m-am angajat regizor pe post de regizor, acolo s-a era simțit. Ceva. Mult, adică salariul mare de aia și pensia care o am, dacă aș fi fost numai cu cea de actor, era destul de... cu probleme. Da, mă rog, acum sănătoși să fim, că în rest... Să mâncăm pensia. Da, 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 vorba lui tata. Tata zice, băi, Dumnezeu să-l odihnească, zice, băi, i-am păcălit vreo 40 de ani de pensie, că mori la 95. Bun. Așa zice, să dea Dumnezeu să-i păcălești și tu cât ori. Doamne ajută, doamne ajută. Da, vorba vine, glumim. Veneau părinții să vă vadă la teatru? Da, cum să nu, sigur. Și mama, cea care vă scria poezie, era încântată de fiul actor? Da. Au avut vreo problemă cu ideea asta că... Da, în loc să fiu un profesor serios... Da, bineînțeles, păi da, mama așa spunea, zic că am doi băieți, unul inginer și unul profesor, ea nu mi-a spus niciodată că... Eu am un actor. Nu, pentru ea era, zic, când era copil, pentru a spui poezii pe scenă, era o chestie, dar ce e aia să vezi spectacol? Țin minte că am adus-o când era student, la un spectacol de al nostru, de al studenților, în care aveam o scenă din asta foarte dură, în care, mă rog, o piesă americană și personajul pe care îl jucam eu era împușcat la final și regizorul, imaginați o treabă din asta, de cădea ăsta exact în față. Așa, bine, repetați, era o chestie. Deci sala făcea când... Era șocant. Șocată. Era săraca mama când a văzut, doamne, dar nu se mai... Eu te-am dat să te fac profesor, să te fac... Ce-ți trebuie ție așa să te lovești, să-ți rupi mâna asta? Da, și după aia am adus-o și la câteva spectacole de teatru la păpuși, nu prea era ea încântată. Mă rog, îți dai seama. Da, acceptat în cele din urmă? Păi, dar ce să facă? Da, măcar așa să simt o mândrie. Nu. De mult mai târziu, când am început să fac turnee prin străinătate, prin asta. Am înțeles că totuși băiatul meu e... Da, aia e. A făcut totuși o carieră, nu? A făcut, da.
Dar tata ce spune? A, tata a fost un tip, cred că de la el am moștenit umor. Eu am, îmi permis să spun că am umor pe viață. Nu știu, pe scenă cât este, cât nu este. Dar eu sunt un om cu simțul umorului. Cine, pentru mine, cine n-are simțul umorului, e ca și mai bine na, să nu-l vezi. Și de la tata. Tata avea un gen din ăsta așa mucalit și povestea foarte frumos. Avea multe. Și avea și multe de povestit la vârsta lui. Și, băiatul meu, Cosmin, tata fusese marinar în tinerețe. Și Cosmin, din poveștile lui tata, din marinăria lui, de nu știu ce, marina a făcut. S-a dus la liceul de marină aici, în Galați. Păi a făcut institutul de marină, a navigat, a ajuns până la gradul de comandant, a navigat, așa, și pe aia s-a lăsat. Că, mă rog, asta e viața. Dar de la tata, să zicem că asta cu... Și de la un frate de-a lui mama care era dascăl la biserică și care îi plăcea spectacol, juca în spectacole la Casa de Cultură, acolo ce aveam noi, îi plăcea, era, deci cam de acolo. Da, cam cum asta. S-a întâmplat că cea de-a doua soție a dumneavoastră cu care sunteți și astăzi, ați făcut mulți ani de căsnicie împreună. Aproape 40. Mulți înainte. Da. E tot din lumea teatrului. Păi cum v-ați... Păi foarte simplu. Pe mine, ți-am spus că mie mi-a fost foarte frică de armată. Și n-am făcut armată cum era înainte de facultate, atunci se făceau, nu se făceau înainte de facultate. Făcea după la după șase luni. După aia au făcut, după aia au inventat 9 luni înainte de facultate. Da, așa. Da. Pe mine m-au pierdut. Și la vreo 3-4 ani eram la teatru. 74, la vreo 3 ani de zile, m-au găsit. Și să mă ia în armată să fac cele 6 luni. Mi-era groază. În timpul ăsta, cât am fost eu și am făcut armata aia pe care trebuie să recunosc că n-am făcut-o deloc, pentru că pilele și astea m-au dus să fac la Focșani, așa, la apți necombatanți, ceea ce era o chestie. Da, da, da. Așa. Și mă duceam în fiecare zi la mama la masă, la Odobești, că Focșanul așa, fiind soldat, nu plăteam, era din sfert în sfert de oră mașină, eu n-am mâncat în unitate deloc. Și m-am dus la Casa Armatei din Focșan și, adică m-a trimis un comandant din ăsta așa și zice, dom'le, avem nevoie să un spectacol, să montezi spectacol cu soții de ofițeri, cu angajați civili, cu nu știu ce. Gata, dom'le. Știi cât a durat montarea spectacolului? 5 luni. În fiecare zi eu plecam, unde te duci? La Casa Armatei am repetiții. Și după 5 luni de zile le-am dat premiera și după încă 2 săptămâni mi-au dat drumul mai repede cu 2 săptămâni. Așa că asta a fost armata mea. Da, ca să zic, de asta e. Așa. Da, da, da. Și cum a da. Ei, ia în timpul cât eram eu în armată, s-a angajat secretar literar la teatrul nostru. Doamna terminase tot litere. Filologie, fusese în învățământ. Fusese în învățământ, a fost pe la Pechea, făcea navetă, pe la mai multe, așa. Și s-a angajat, s-a fost post de secretar literar, a dat concurs și a intrat secretar literar. Păi am venit eu din armată, eu am pus ochii pe aia, dar eram măsurat. Când m-am despărțit de prima nevastă... Nu, fără nicio legătură, nu? Așa, ochii au revenit, ochii, așa, și ne-am, așa, și s-a întâmplat înainte de un Crăciun, de, așa, vorba ei, că atunci au fost câteva zile libere și le spunea colegilor din teatru, de la contabilitate, unde avea birou comun, așa, cu secretar literar, zice, măi, m-am împiedicat și am căzut pe scară în teatru, zice, te măriți, și eu zic că, mă rog, asta, glumim, da, așa s-a întâmplat, și am început împreună. Bine, ne-am crescut copiii, doi aici și doi împreună, toți patru. Copiii au fost la dumneavoastră? Da, i-am luat eu. Adică cum a fost o chestie mai în sfârșit, n-are rost să intrăm în amănunte, dar băiatul mi s-a încredințat mie, iar fetița, Ludmila bunicilor materni. Bunicilor materni. Și eu am rămas foarte bun prieten cu socrul, cu așa. Și i-am spus, măi, zic că în momentul în care intră Ludmila la grădiniță, o iau.
Da, nicio problemă, zice așa. Și când a intrat Ludmila la grădiniță, la 4 ani cât avea ea, așa, iar Cosmin deja era în clasa 1, clasa 1 a făcut-o la Odobeș, la mama, a avut ea grijă de el. Și după aia, când m-am căsătorit cu Coca, i-am strâns pe toți 4, vreau să spun... S-au înțeles? Extraordinar, erau, băi, mai cum fac copii, mai fac o poznă, mai nu știu ce, nu, așa, nu? Cine a făcut? Nimeni nimic, mai se ascundea unul pe altul și toți o alintau pe Ludmila, ea fiind cea mai mică, da, așa, și de aia a fost și cea mai năbădăioasă, că alintată de frați și de surori și de astea așa... Fost năstrușnică. Da, da. Iar soții de știu că îi zice mamă. Da, bineînțeles, mamă, amândoi zic, mamă și Cosmin și fetele mele îmi spun, el nu îmi spun tată, îmi spun tati. Da. Și acum nici lumea, maică să nu-i mai spun mamă, îi spun babi. De la, pentru, copii, de la nepoți. De la nepoți. De la nepoți, da. Că primi nepoți, babi... care înseamnă bunică, dar în poloneză, mă rog, da, eu am fost prin Polonia, până nu știu, și mă rog, și tati, că, bă, totuși eram, da, și eram destul de tânăr, mă rog, ca să fii bunic, arătam, chiar nu, dacă nu eram chiar foarte tânăr, arătam mai tânăr, acum m-am mai plăștit. Da. Vă puneau nepoții, copiii, să vă fiind actor de teatru de copii, nu vă puneau acasă, vă strâmbați pentru ei? Nu, o să făceau ei. Făceam, am fost o familie a nevestemii, avea atunci în Galați mai și frați și veri și astea, și ne întâlneam în fiecare sâmbătă, chiar dacă erau vremurile cum erau. Ne întâlneam în fiecare sâmbătă, la când la unul, când la altul. Și ei aveau copii și astea, și ei copiii ne făceau spectacol adulților. Ce știau ei? Ce mai văzuseră pe la teatru? Că îți dai seama că erau venit în teatru. Da, cum erau. Așa. Și ne făceau la toți spectacol. Dar ca să le facă lor acasă, nu. Dar veneau la teatru, nu? O, de mine cum să nu? Erau tot timpul la teatru. Astăzi, da. Cât nepoți aveți? 6. Toți au copii? Numai Monica. Fata, cum ar veni, a soției, a lui Coca, da. Nu cea mare, Otilia, următoarea, care lucrează la Muzeul de Artă, ea n-are copii. În rest, cea mare are 2 băieți, Ludmila are un băiat și o fată și Cosmin are un băiat și o fată. Cel mai mic e al lui Cosmin, care e în clasa 5-a, și cel mai mare al lui Otilia, care are 30 de ani, 31 de ani, căsătorit, cu casa lui. Ați stat și cu nepoții? Sâmbăta și duminica erau, i-a duceau, la sfârșit de săptămână i-a duceau. Când au ei o pauză? Da, nu, că în timpul săptămânii chiar n-aveam cum. La un moment dat, lumea nu știe, dar lumea teatrului a fost o perioadă foarte neagră prin 85, 86, 87. Cu autofinanțare, da. Cu nu știu ce, și au desfințat postul de secretar literar. Și pe nevastă mi-au dat-o afară. Ce să faci? I-au trimis-o, i-au dat, băi, dar noi nu lăsăm oamenii pe drumul. Și i-au dat post în învățământ la Adam, la 100 de kilometri. Oh, adică era chiar o bătaie de joc, era, da. Și s-a angajat, a găsit asta la învățământul combinatului, cum era atunci. Avea leafa dublă față de ce avusese, dar era program de 7-3 sau cum era atunci. Și de-aia n-aveam cum. Eu, la mine, programul la teatru era... Când aveam un singur spectacol la ora 10 și după aia nu mai aveam 3 zile nicio treabă, sau când stăteam de dimineață până seara în teatru. Și atunci nepoții îi aduceam la sfârșit de săptămână, îi luam la teatru, îi luam... Da, ne amintim mereu de... Ne mai și strâmbăm. Ții minte cum spunea la... Așa, așa, chestii de genul ăsta. Da. Astăzi faptul că încă sunteți pe scenă, asta vă face să vă simțiți? Vai, de mine mă simt extraordinar. Vai, dar nu mai pot de drag. Pentru mine orice spectacol, eu când hai să facem unul nou, eu o bat la cap pe Izabela. Hai mă, ce ai făcut? Mă lasă, mă. Hai mă, hai să o dată. Hai să nu știu ce. Stai mă că așa și este o mare fericire. O mare fericire să joc. Pe scenă n-ai vârstă? Nu, păi dar uiți, băi, de mine, dar era odată, băi, mi-era rău, mi-era nu știu ce, și când am intrat, n-am mai avut nimic, și toți, în general, toți actorii, nu mai știu, că îl doare spatele, că nu știu ce,
Un exemplu de acum chiar destul de proaspăt și greu pentru mine este, am avut un coleg pe Lucian Tatu, da, care a murit în decembrie. Vreau să spun că el a jucat cu noi până... Era bolnav? Că nu era bătrân, după câte știu. 53 de ani avea. Îl știu de la... Da. Mulți ani a fost. A murit, s-a chinuit sărac. Măi, avea niște dureri groaznice. Noi nu știam. Și el a jucat până în 27 octombrie, după 3 săptămâni a murit cu noi. Și măi, zic, până când ne-a spus colegul, băiatul care dormea el în cameră, în deplasările noastre, prin astea, așa, zice, nu doarme toată noaptea, să plimbă prin cameră de durere. Avea niște dureri groaznice de spate, mă rog, boala de care să moare. Da, în ultima vreme, atât de des. Da, asta este săracul. Și s-a chinuit, ei pe scenă. Nu avea nimic. Nu avea nimic, mă, nu. Sigur că îl mai făcea câte o grimasă, mai nu știu ce. Noi îl mai încurajam, dar chiar nu-l credeam atât că, de... Că e suferință așa mai și deci îți dai seama cât de mult a iubit teatru și cât... Asta, și așa, în general, fac toți. Asta e, cel puțin ăștia din gardă mai veche. Cum spunea Radu Beligan, dacă nu mă înșel, că ea vrea să moară pe scenă, dacă se da, poate. Eu cunosc cazuri în care au murit pe scenă și aici la Galați. Mihail nu chiar pe scenă. Nu chiar, dar a jucat aproape. Până... Păi a jucat, l-a luat cu salvarea din spectacol, din teatru. Era foarte bun, de inimă. Da, mă rog, aceeași boală care o are și nevastă mea. Ei erau amândoi, se întâlneau și vorbeau de boala lor. Că și el la fel, cu două infarcturi, da, tot inoperabil și mă rog, am fost prieteni buni. Și, sau Dimi Bitang, soțul lui Liliana Lupan. Da, da. Săracul a murit, a venit la teatru la repetiție și a pus haina pe marginea scaunului și s-a așezat alături de scaun mort. Deci a murit în teatru și mulți, mulți care... Dar și Ioana Citabaciu a jucat până în și ultime... Și Cita la fel, și Cita la fel, să până... Și pe Tristaru la fel a jucat și... Ce exemple să-ți mai dau? Uite, mă uit la Gheorghe. Gheorghe, tatăl lui Cristi. Îl cunosc pe Gheorghe, îți dai seama, de peste 40 de ani și așa. Și cu el, amici, prieteni, am jucat împreună și... Și uite-te la el, are 84-85 de ani și încă mai joacă. Că cine l-ar obliga? Dar uite-te la ăștia mari care s-au început să se ducă acum, vezi, da, în fiecare da. Săptămână câte unul, tot joacă. Am citit interviul lui ăsta lui Besoiu cu o săptămână înainte de a muri. Și încă mai spunea că a jucat în nu știu ce film și că era frică, nu era frică de moarte, ci era frică să nu doară. Asta a spus. Sunt... Domnule Păun, ca să încheiem, că... Zi, văd că... Da, asta, așa, eu vorbesc când nu vezi... Dar oprește-mă și tu mai... Dar n-am de ce, că e o plăcere să vă ascultăm. Teatru a fost pentru dumneavoastră? Păi a fost totul, ca să zic așa. Știi ce se întâmplă? Unii oameni își doresc să facă ceva în viață, o să profeseze ceva, să nu știu ce, și nu au avut norocul ăla și fac o chestie care nu le place. Pentru hobby-ul ăla sau pentru nu știu ce, poate își găsesc ei timp așa. Eu am avut norocul să fac ceea ce îmi place și culmea să mai fiu și plătit. Adică am făcut absolut ce mi-a plăcut foarte tare, adică e viața mea, teatru, așa, și îți dai seama să mai fi și plătit pentru să faci ce-ți place? Da, rar se întâmplă. Da, asta a fost... teatru pentru mine și este în continuare, că mai râd cu colegii mei de la Teatrul Muzical 7, băi, zic, mă las, zic, îți bătrân, aveți nevoie așa, du-te, măi, zic, tu dai genă bună, ne îngropă toți, glumind, îți dai seama, da, și nu, chiar nu, n-aș putea. Păi ce să fac, să stau în fotoliu ăsta, să mă uit la televizor sau să stau cu carte în mână sau să mă uit pe laptop? Ce să fac? Așa, de-abia aștept. Ieri am avut repetiții. Și zic că mai punem, iau și program la teatru și eu sunt liber. Și acum chiar avem și un băiat tânăr între noi, pe Vlad Ajder. Și mă uit la el și mi-aduc aminte de mine, că spune că a stat la repetiție până la două noapte, la ei la teatru, că nu știu ce, și mi-amintesc, măi, să știi că tot așa era și pe vremea mea. Asta e. Da, măi, îmi pare bine că
văd că mai interesează pe cineva de ce am făcut. Întotdeauna. Noi am mai avut un interviu. Mi-ai luat acum un interviu. Mulți ani la TV Galați, da, cu Ludmila eram, când lucra și ea în domeniul vostru. Da. Domnule Păun, vă mulțumim frumos că ne-ați primit. Da, de bine, da, și eu mi-ați făcut o mare bucurie. Thank you.